În garajul Automarket a ajuns de această dată Audi Q8. Mașina testată de noi este vopsită în culoarea argintiu satelit metalizat. Avem faruri Matrix B-LED cu semnalizări dinamice și jante cu diametru de 21 de inci. Topurile sunt tot LED, iar ele vin unite de această bandă LED. Mașina este echipată cu două terminații pentru sistemul de evacuare, dar ele nu se regăsesc aici, ci sunt ascunse sub bară. Găsesc portierele cu închidere soft close. Este echipată cu suspensie pneumatică adaptivă. De asemenea, avem un pachet exterior S-Line și punte viratoare spate. Pachetul S-Line se regăsește și la interior, iar scaunele sunt îmbrăcate în această combinație de piele gri și microfibră dinamică. Logo-ul S-Line poate fi întâlnit și pe volanul multifuncțional îmbrăcat în piele. Sistemul Audi Virtual Cockpit integrează acest display de 12,3 inch pentru instrumentarul digital de bord, un ecran de 10,1 inch pentru sistemul multimedia și acest display pentru sistemul de climatizare. Sistemul de climatizare este pe 4 zone, astfel că și pasagerii din spate își pot regla temperatura de aici. Una testată de noi este Q8 55 TFSI, ceea ce înseamnă că avem la dispoziție un motor V6 de 3 litri pe benzină, mild hybrid. Transmisia este una automată, Tiptronic, cu 8 rapoarte. Unitatea dezvoltă 340 de cai putere și 500 Nm, suficient pentru a atinge 100 de km pe oră în 5,9 secunde. Portbagajul lui Audi Q8 are un volum de încărcare de 605 litri cu toate scaunele în poziție normală. Prețul acestui Audi Q8 55 TFSI este de 98.000 de euro. Dacă ți-a plăcut acest review, abonează-te la canalul nostru de YouTube, automarket.ro, și ai șansa să vii cu noi într-un test drive.